ador tema troleibuzului moldovenesc. Dar mai aparte despre un caz care s-a întâmplat. M-a împins pe mine păcatul nu de mult să mă sui în troleibuzul ăsta de tip deschiderea Kaufland. Și așa ne-a fost norocul că de mine s-a lichit două buși socnii, carnoase de babușcă, bunică, babuleandră de asta. De 1,60 m pe 1,60 m. De asta babușcă la cheiul eu zic tip Malevici, de asta că ei pătrată. Și înțelegeți că zona mea de zona ei s-a lipit așa de bine în care de parcă ele erau create una pentru alta. Ca figurile la Tetris. Și cel mai frumos din toate asta era că eu știam că și eu și bunica și troleibuzul peste 15 minute a scoboare de gen centrul satului. Show начинается. Vine prima stație, eu mă gândesc, măcar doi oameni scoboare ca să devină troleibuzul mai larg. Dar eu am uitat legea de aur a troleibuzului. Cu cât mai mulți oameni coboară, cu atât mai puțin loc e. Cu cât mai puțin loc e, un strat de Tetris se duce și eu cu babușca ajung la next level. Aici vine stewardesa. Cu frază de al de achitați taxa. Eu achit taxa, dar el zice glumeață de asta s-o găsit. Apropo, tip de este de stewardess care are mustețele ca la Nicolae Botgros, nas ca la Dorin Chirtoacă și e încă-i glumeață. Și îmi zice, da prietena, că eu știam așa de dâns. Zic, da prietena are pensionă-i, bleadi. Eu îmi schimb fața de la deranjament și văd cum un băieț uită la mine rău, parcă era nepoțul și făcea griji de bunică și de moștenire. Și 15 oameni se uită la mine și eu zic, gata, eu cobor în centrul satului, am ușa să mă vorbească tot satul că eu mă întâlnesc cu baba Niura, pentru că aud în spatele meu deja vorbe, oare e corect să existe așa o perecte din punct de vedere moral? E evident că după noi să fim chemați la Vorbește Moldova. Și evident că niște debili, că noi să acceptăm invitația și să ne ducem încolo. Acolo o să fac testa de ne dacă copiii îs de la mine. Chiar dacă eu prima dată îi văd și îs mai mari decât mine cu 20 de ani. Și evident că după asta, cu fragmente din emisiune, noi să ajungem vedete la TikTok-ul moldovenesc. Eu zic nu. Dar în timpul ăsta, babușca satisfăcută se întoarce spre mine cu un ochi și fără doi dinți din față, uitându-se la mine de parcă o găsit persoana care să-i plătească comunalele. Eu zic, nu, nu. De la mele 0 grade, eu zic, mă mut la 90 de grade ca să schimb poziția și acolo dau de un cur de mujic. ZBS. Nu, mă încordez încă și mai tare. Mă mai mut la 90 de grade, dar aici deja la capul meu mic sincronizează un cap de copil. Zic, ni tralebus a mișta. Zic, mai gine decât Mitea Famin sau Michael Jackson, Prohor Șaleapin și mă întorc la curul meu radnoi. Dar curul ăsta era așa de radnoi, de parcă eu m-am deprins deja cu dânsul. Zic, ok, des accept realitatea. Zic, des închipui pe cineva o cântăreață din cap, din nivelul ăsta, toi și Iniușa. Închid ochii și zic... La mine cap sună, я хочу лететь еще выше, și el выше și выше, чтобы задеть города крыши. Și aud cum mie vine din față, băiatul, dar ce faci tu acolo? Eu roșu ca racul, deschid ochii și zic, nică iubit, nică bunică. Și primul gând care îmi vine cap, ia ca și prima voastră discuție. A, și de cute arătați împreună. Vedeam o frază din viitor de-al de... Și cum v-ați cunoscut? Da cum? Eu eram într-o lebuz, nini s-au sculat la dânsa, eu m-a întrebat ce fac acolo din urmă și... Pașlo, paiehala. Cam așa. Zic, nu, des fac invers. Des închipui pe cineva nu tare frumos. Zic, tu ași Ion Baton. Vania Baton de așa, dacă îl știți de pe TikTok. Închid ochii și peste două minute nică nu se schimbă. Zic, ok,
mai avem o problemă, dar o rezolvăm acasă, mai avem alta. Zic, știu ca el să culce, trebuie să fac așezări. Aha, a să fac amușul așezare, lumea să creadă că vreau să o bucur, să o învăț pe babușcă limbi străine. Zic, nu, nici asta nu lucrează. O, точно, trebuie să dezbat un instinct cu altul, a să mă gândesc la mâncare. Închid ochii, încep să mă gândesc la mâncare, învârt cu nasul, dar de la dâns aduce azamă. Zic, ok, dă în exercițiu de imaginație, să ne închipui că și plusuri sunt în viața cu o femeie în vârstă. Gravidă nu prinde, mâncare bună face, de-a mânca până apare așa frază cum găina bătrână face zama bună. Nu știu cum prin tuman văd că vine ultima stație prin tot iadul care eu l-am trecut. Eu cobor, răsuflu adânc și îmi dau seama. Dar deși eu pur și simplu nu ne-am schimbat ușa. Și îmi vine în cap fraza lui Freud. Ceea ce urâm, ținem aproape. Eu un frec un facepalm mă dușă, țin așa mâna la ochi și aud. Băiatul, dar nu vrei să mai ajuți cu torba? Dau ochii în jos, acolo e și eu zic, bunică, te ce-a fost într-o lebuz, rămâne într-o lebuz. Ne-mi plac femeile în vârstă, dar să nu mă înțelegi corect, eu spre tânăr, m-ați înțeles. E să uite la mine lung deodată și rău și după asta faci un zâmbet hâtru și zice, zamă, vrei? Eu apuc torba și zic, da, iubito. Mulțumesc!